spunem, femeile sau bărbații au posibilitatea să acceseze mai ușor un job bine plătit? Există aici un gap între... Hai să facem o mică paranteză apropo de job. Oamenii nu-și mai caută doar un job, oamenii își caută un sens în viață. Da? Deci nu mai vorbim doar de un job, vorbim de carieră, vorbim de sens, vorbim de mult mai mult decât un simplu job 9-5. Mai ales decât cu pandemia. Asta prima fază. A doua întrebare a ta este destul de sensibilă, ca să spun așa. Și trebuie să recunoaștem că în România, în momentul de față, încă trăim în epoca bărbaților, unde bărbații sunt mai bine plătiți decât femeile și nu o spun eu, spun statisticile.